Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea simțite stăpâne binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mai și sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot răudanților apostoli, ale celor între Sfinți Părintelui nostru, Ioan Burădeaur, Arhiepiscopul Constantinopolului, rugăciunile Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, a cui pomenirea să sfârșim, ale Sfinților Ierarh, Ioan Maximovici, Glichiere Mărturisitorul și Nectarie de Ghina, Făcătorii de Minuni, ale Sfinților Dreților Dumnezei și Părinții, Arcim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să le miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și oameni iubitor. Amin. Într-o și îmi dă prilejul Sfânta Evanghelie de astăzi și o întâmplare ce s-a petrecut în străinătate într-o familie, fiindcă aseară m-a sunat o mamă un pic necăjită deoarece a fost chemată la școală și i-a spus că alei copil care are 8 ani a spus profesorilor când a fost întrebat că părinții pe el îl bat și că este frică să meargă acasă. Imediat, profesoarele respective, învățătoarele, au anunțat pe directoarea școlii, iar directoarea școlii a anunțat mai departe protecția copilului. Mama a fost chemată la școală și i s-a spus lucrul acesta. Lucrul care nu este adevărat. Fiindcă este vorba despre o familie care au 4 copii, o familie chiar minunată, cu 2 părinți care își iubesc enorm copiii, care s-au străduit și se străduiesc să recreeze condiții cât mai frumoase și au condiții chiar minunate. Și totuși acest copil a spus aceste cuvinte. Și aseară, discutând cu mama, o întrebam, de ce, cum, de ce a spus aceste cuvinte, cum i-a venit să spună aceste cuvinte? Fiindcă părinții nu au lovit niciodată copiii, din contra, chiar i-au ocrotit. Ceva, în schimb, se întâmplă cu acest copil și de undeva el ia informații, dar aceste informații nu sunt informații bune și reale. Este clar, dragii mei, că el este influențat undeva de la școală, fie de copiii colegii lui din jur, fie de alte mecanisme peste care el dă acolo la școală. Uitați, de exemplu, la școala respectivă există un psiholog care odată pe lună sau odată pe săptămână, nu mai țin minte exact, stă de vorbă cu copiii și îi învață anumite lucruri. Îi învață cum trebuie să se comporte părinții cu ei. Îi învață cum trebuie să se comporte ei față de părinți și așa mai departe. În schimb, sistemul acesta de a învăța psihologului este un alt sistem. Nu este un sistem al familiei tradiționale, în care, de multe ori, poate trebuie să ridici tonul la copil ca el să înțeleagă. Poate, de multe ori, trebuie să, cum spune tradiția Bisericii Ortodoxe, să nu neglijezi vara, pentru că o face din dragoste, ca el să își îndrepte anumite comportamente, ci propune un alt sistem, un sistem în care, de fapt, statul are drept asupra copilului și impune un sistem de a învăța, încet, încet, scoțându-l din familie. Spunea mama de-aseară foarte interesant că a observat, copilul are 8 ani, a observat că de ceva timp copilul este mai închis. Nu mai comunică cu părinții așa cum comunica înainte. Chiar este un pic mai retras și mai rece față de părinți. Semnale, dragii mei, care iată puse cap la cap, duc la o concluzie că ceva se întâmplă cu educația copilului, și că el este încet, încet, prin școală de data aceasta,
îndepărtat de părinți și introdus, să zicem, într-o instituție care se numește stat, care dacă vă pun să definiți ce este statul, tare cred că vă veți împiedica în a defini, înțelegeți? Și de aici apar o serie de probleme. Iubiților credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi, și vă spun câteva, doar câteva versete din ea, spune așa. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi luminat, va fi curat, tot trupul tău va fi curat. Dacă ochiul tău va fi rău, trupul tău va fi întunecat. În această Sfântă Evanghelie ne arată Mântuitorul nostru Iisus Hristos că informațiile pe care noi le primim din mediul înconjurător ne poate afecta interiorul nostru. Dacă aceste informații sunt curate, sunt dumnezeiești, El va lumina interiorul nostru. Și omul întreg va fi luminat. Dacă, în schimb, aceste informații vor fi rele, iar dacă ochiul tău va fi rău, interiorul tău va fi împrimitat. Dragii mei, ce înțelegem noi prin acest ochi, prin Sfânta Evanghelie de astăzi? Omul este alcătuit din trup și suflet. Ca trup, omul primește informațiile din jur prin simțuri. În cele cinci simțuri. Am avansat după acestea la teologie. Bineînțeles, cel mai, cum să spun, care aduce cele mai multe informații este ochiul. Prin ochiul trupesc, în Sfânta Evanghelie de astăzi, noi înțelegem cele cinci simțuri umane prin care omul intră în contact cu mediul din jur. În schimb, dragii mei, de multe ori citiți în rugăciuni sau ascultați acatiste sau în Sfânta Scriptură veți auzi despre vederea duhovnicească, despre ochiul sufletesc. Și știm că omul alcătuit din trup și suflet înseamnă că și sufletul are o vedere. Una din puterile sufletești, dragii mei, este rațiunea. Puterea de a reacționa. De a pune lucrurile unul în altul și de a da un sens. De a le așeza într-un lucru coerent. O numim rațiune. Sfinții Părinți mai vorbește pe lângă rațiune, care este o putere sufletească și care lucrează de multe ori împreună cu creierul, cu mintea, cu sistemul nervos, să zicem, umar, ne mai vorbește și despre minte. Și spune că mintea este partea superioară a sufletului, deși sufletul nu este împărțit, este partea superioară a sufletului care își are locașul în zona inimii și că această minte este, în această minte alcătuiește sau este alcătuită sau definește, de fapt, trăirile sufletești ale oamenilor. Gândurile, conștiința, trăirile sufletești ale oamenilor. Dragii mei, ca să înțelegeți un pic mai bine, când un om se îndrăgostește de un alt om, el o face rațional, adică gândește, stai să-l văd, stai să mă uit, să-l măsor, să-l cântăresc și după aceea declanșez un buton și m-am îndrăgostit, sau lucrul acesta pornește din alt mecanism. El face parte din această minte sufletească, din această minte definită de Sfinții Părinți, partea aceasta superioară a sufletului. Puterea aceasta rațională, dragii mei, care este un dar, bineînțeles, de la Dumnezeu, de Dumnezeu a creat sufletul, această putere rațională pe care noi moștenim prin naștere, ea se educă. Vedeți dumneavoastră un om care este educat, de exemplu, în tradiția Bisericii Ortodoxe, raționează și gândește prin prisma Ortodoxiei, adică vede lumea gândind ortodox. Dacă caută un răspuns de unde am apărut, răspunsul dă din punct de vedere ortodox. Și știe că am apărut din creația Dumnezeu. Dacă iarăși caută un răspuns care este relația lui cu Dumnezeu, îl va găsi în ortodoxie. Fiindcă educația lui este ortodoxă.
Dacă se va întreba care e relația lui cu părinții, îl va găsi în Ortodoxie, în poruncile lăsate de Dumnezeu, în porunca lăsată vis-a-vis de părinți, în rânduielile lăsate și în Vechiul Testament și apoi în legea Noului Testament. Iată, dragii mei, că rațiunea, puterea aceasta de a gândi a omului, dacă el este educat ortodox, el va aplica și va pune în practică și în viața lui acest sistem ortodox de a gândi lumea, de a gândi relațiile între el și Dumnezeu, între el și oameni. Iar știți prea bine, în rezumat, Mântuitorul a spus care sunt aceste relații. Să iubești pe Dumnezeu în tot cugetul tău, în tot sufletul tău, în toată lumea ta și pe aproape de tău ca pe tine însuți. Dacă, în schimb, dragii mei, rațiunea aceasta este învățată, este educată după alt sistem sau după fragmente de sistem, atunci sigur că omul va gândi într-un alt mod și va avea relații de lucru mea într-un alt mod. Iată, de exemplu, acum Uniunea Europeană, cu globalizarea aceasta, se propune, de exemplu, un sistem în care homosexualitatea este văzută ca o normalitate. Pe când sistemul ortodox spune că homosexualitatea face parte din păcatele strigătoare la cer, în care ne arată că Dumnezeu a creat pe bărbați și pe femeie ca să fie împreună, să procreeze, să aibă grijă de copii și să se mântuiască. Iată că Domnul se propune altceva. Că pot să trăiască împreună și bărbații unul cu altul, sau femeile unul cu altul. Sau oamenii cu animalele. Vine din urmă și acest lucru. Și forțează, dragii mei, forțează, iată și partea religioasă, și din păcate unele secte au cedat, să îngăde cununiile acestea, în ghilimele cununii, ca ei să aibă și o acoperire cumva religioasă. Și de homosexual, și de oameni cu animale. Dragii mei, iată că sistemul acesta intră deja și atunci noi, ca ortodoxi, ne întrebăm ce avem de făcut, ce putem face. Avem și Evanghelia aceasta din fața noastră care spune, aveți grijă. Cine are ochiul curat, va avea și interiorul curat. Cine are, în schimb, ochiul rău, va avea interiorul rău. Atunci, dragii mei, noi trebuie să fim atenți la următoarele lucruri. În primul rând, să avem grijă cu cele 5 simțuri ale noastre, ce introducem în mintea noastră. Ce informații aducem în exterior în mintea noastră. Gândiți-vă, în primul rând, și la copii. Dacă îi lăsăm liberi ca ei să se uite la televizor sau pe internet sau prin alte mijloace de informare, fără a ne pune o grilă, fără a ocroti, fără cel puțin a învăța ce este rău și ce este bine și răul acela, cât de rău poate face omul, sigur că prin simțuri va intra în mintea lui fel de fel de informații. Vă dau un exemplu legat de acest lucru. O fetiță care a devenit dependentă de internet, cum să vă zic, născută în biserică, cum ar veni, deci născută, botezată, adusă de părinți la biserică, dar un pic neglijată de părinți ce privește pur și simplu educația la nivel de detalii și de trăiești sufletești. Fiindcă aici fac o paranteză, dragii mei. Părinții de cele mai multe ori fac așa. Și uite, copilul meu are camera lui, are camera. M-ați bătut să avem o casă mai mare, să avem o camera lui. Are haine, are. Are ce mânca, are ce. Are calculator, te trimit la școală. Merge la o școală, merge. I-am asigurat tot ce trebuie să învețe să fie un om. Îl duc la biserică, îl duc la biserică. Dar nu este de ajuns. Fiindcă dacă nu supraveghezi copilul și mișcările lui sufletești, modul de a gândi, de a vedea lumea, cum trăiește el lucrurile din lume, atunci, dragii mei, noi am făcut o mică parte din datoria noastră de părinți, dar cea mai mare parte am neglijat. Și acest lucru, dragii mei, această tacană, în această tacană, cad foarte mulți părinți. Eu, copilul meu, am mai sucrat de toate. Am muncit, am fost la servici, m-am sacrificat și am dat de toate. Și deodată se trezește copilul nu mai ascultă, este îndărătnic, este mândru, este dependent de internet, este plin de curvie, în
sau o goană după averi și te uiți, mirat, dar eu am asigurat toată. Da, dragii mei, dar cel mai important lucru este tocmai acest lucru. De a vedea informațiile care vin și de a proteja de ele cât se poate. Oricum nu o să putem în totalitate să izoleze un copil de lumea de astăzi. Deci clar că vor veni și informațiile. Și atunci intervine etapa aceasta, de a lucra la rațiunea lui, de a învăța ce este bine și ce este rău, de a explica de ce Dumnezeu vrea ca noi să facem bine, ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă lumea, de ce a creat Dumnezeu, pentru ce a creat-o, ce este rău și de da părut. Foarte frumos, dragii mei, nu de mult postul trecut am fost, făcut două posturi undeva în Suceava și m-am întâlnit cu doi copilași la cererea părinților. Și au venit fiecare cu întrebările lor. Una din întrebările aceasta era, ce este rău? De unde a apărut? Dacă Dumnezeu a creat lumea aceasta, cum de a apărut în lume? O întrebare, într-adevăr, foarte bună, cu un substrat adânc teologic, înțelegeți? Care tocmai definește și l-aduce pe om în fața faptului să înțeleagă ce este Dumnezeu, ce este diavolul, ce este bine și ce este rău. Iată, dragii mei, că noi trebuie să învățăm copiii, tineri și noi înșine cum să raționăm și cum să ne raportăm la toate lucrurile și informațiile care vin la noi. Dragii mei, dacă ne străduim să facem lucrul acesta, mintea noastră, adică partea aceasta sufletească superioară a omului, va deveni curată. Cugetul omului va deveni curat. Gândurile, frământările lui nu vor fi frământări pătimașe, nu va fi un om pătimaș, ci va fi un om curat. Ce înseamnă un om curat? Înseamnă un om a cărui gânduri, a cărui informații sau memorie este cât mai apropiată de Dumnezeu. Cât mai apropiată de Dumnezeu. Dacă mintea omului este curată, este îndouăbnicită, Dumnezeu, dragii mei, își face, sau omul simte prezența lui Dumnezeu, omul îl simte pe Dumnezeu aproape, omului îi este teamă ca Dumnezeu să nu îl părăsească și atunci fuge de păcat. Omul, dragii mei, se va transforma în asemănare cu Hristos. Adică va deveni bun, va deveni milostiv, va deveni răbdător, va fi un om cuvincios, va fi un om milostiv, un om înclinat spre a ajuta pe cei din jur, un om răbdător în ispite, un om care nu-și dorește în mod expres să facă averi și să se îndulcească numai el în ele, ci că dacă Dumnezeu îi va da avere, va ști să-i ajute și pe cei din jur și nu-și va lipi inima de dâns. Multe lucruri, dragii mei, bune se va întâmpla cu omul a cărui interior este curat. Va simți în primul rând prezența lui Dumnezeu. Va simți că este pe calea de a se uni cu Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat. Dacă nu, dragii mei, dacă ochiul este rău, dacă rațiunea este pervertită, atunci mintea, sufletul omenesc va fi întunecat. El se va simți singur, se va simți părăsit, se va simți cuprins sau va căuta tot timpul să-și satisfacă patimile, va fi împătimit. El nu va mai vedea adevărul, nu va mai vedea lumina, nu va mai simți sensul vieții. Mi-aduc aminte de un tânăr, fiul al unui om bogat, foarte bogat, din străinătate, care s-a sinucis. Și oamenii se întrebau de ce s-a sinucis, care a fost motivul. Și-au analizat și de ce s-a sinucis. El a avut de toate, din punct de vedere material. A avut și casă, și bani, și femei, și mașini de care au vrut, cele mai scumpe, a avut de toate. Și a lăsat scris, s-a sinucis că s-a plictisit. Nu mai avea ce să-și împlinească. S-a săturat de toate lucrurile acestea. Nu mai avea, dragi mei, un scop real, viu și adevărat în viața lui. Interiorul lui era întunecat. Iubiților credincioși, Sfânta Evanghelie, spre sfârșitul Sfântului Evanghelie, spune așa. Nu veți
Căci pe unul veți iubi și pe altul veți urâi. De unul vă veți îngriji și pe altul veți neglija. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Mamona, dragii mei, este un zeu fenician care era zeul averilor, a bogăției. Și oamenii veneau și se închinau în statuietei care descria zeul acesta al averilor, al bogăților, aducând fiecare ce avea ca jertfă și cereau ajutor să devină bogați, să aibă bogăție. Acest zeu se numește Mamona. Și de multe ori este simbolul banului. Iată că Mântuitorul folosește acest zeu Mamona ca să arate, de fapt, că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, adică unei patimi, fiindcă dacă avem o patimă, atunci vom căuta să împlinim această patimă și vom neglija pe Dumnezeu. Vom iubi patimă și vom urâi pe Dumnezeu. Tot legat, fiindcă v-am spus, ca să ating un pic subiectul acestei educației, văd de multe ori, dragii mei, o transformare la copii. Din copilărie când intră în adolescență. În copilărie, după cei copiii sunt curați, sunt sinceri, vin la mărturisit cu sufletul deschis, discut cu ei problemele la nivelul lor, le recunosc. În schimb, prima mare problemă apare când trece la pubertate, când trece de la copilărie spre adolescență. Și prima patimă care îi cuprind, dacă nu cumva părinții au fost neglijenți și din copilărie a crescut în ei mândria, lăudându-i că tu ești copilul cel mai frumos, cel mai bun, cel mai deștept, etc. Sau îl ocrotești și atunci el devine interpretent și nimic. Dar dacă nu, prima mare patimă de care se lovesc copiii tineri în viața lor este a desfiu. Că la perioada pubertății începe să crească în ei căutarea aceasta, instinctul acesta de reproducere începe să devină în ceea ce mai accentuat, iar în mintea lor, în cugetul lor, începe să se nască ușor, ușor patima aceasta a desfiului. Mai început, la început vine ca o curiozitate. Ce se întâmplă cu trupul meu? De ce sunt diferit? Eu fată de băiat și invers. Apar sentimentele acestea de dragoste, de îndrăgostire, să zic. Și aici este foarte periculos dacă au acces la informații de oameni, să zic, în ghilimele, maturi sau adulți, să zic. Că atunci distrugerea lor este rapidă și de multe ori greu recuperată. Iubiților credincioși, ei, acești tineri îi simți când vin la mărturisit că de fapt îi ascund ceva. Ei nu-și mai spun de vorba. Nu-și mai spun ce când este reușine. Se ascund. Mai târziu încep să apară și primele semne că patima începe să-și facă cuib. Adică apar primele păcate. Fie caută să se uite la imagini decente, fie caută să mai adânc, să alunce spre păcatul masturbării și așa mai departe. Fraților, așa se nasc, așa i-ar naște în sufletul lor faptul nostru. Și simți, îi vezi cum se transformă. Și simți și modul lor de a gândi, de a raționa, se schimbă, fiindcă interiorul lor începe să devină murdar. V-am dat aceste repere fiindcă mulți dintre dumneavoastră sunteți părinți sau bunici și aveți de lucru cu copiii care trec prin astfel de etapă. Să știți, dragii mei, nu lăsați educația copiilor pe seama doar a școlii. A școlii în niciun caz. Luați de la școală ce este bun, aveți mare grijă. Sau lăsați doar pe unul de duhovnic. Fiindcă Duhovnicul se întâlnește de câteva ori pe an. Efectiv, l-am mărturisit cu un astfel de copil. Nu stă zi de zi. Cine este zi de zi cu copilul? Este părintele, este bunicul sau bunica. Și el poate observa așa câtele mișcări sufletești. Nu uitați cuvintele acestei Evanghelii. Cine are ochiul curat, va avea și interiorul luminat. Cine are ochiul murdar, rău, va avea interiorul întunecat. Și aceste cuvinte nu puteți sluji și lui Dumnezeu și Mamona, adică patimii. Fiindcă dacă vei sluji patimii, încet, încet, te vei reuși de Dumnezeu. Și de asta v-am dat exemplul acesta, că
că acești tineri, când ajung la pubertate, îi simt că ei se răcesc de Dumnezeu. E adevărat că în copilărie poate îl percepeau pe Dumnezeu ca un bunic, ca cineva acolo mare, care a făcut totul, care ne poate trage de urechi când greșim, dar ne dă un boane sau multe altele când facem lucruri bune, depinde cum a fost învățat. Dar apărând patima, apărând păcatul, se simte o îndepărtare de Dumnezeu. Și dacă părintele nu este aproape, să înceapă să-i descrie pe Dumnezeu în modul cel adevărat, cu copilăresc, în cel care este cu adevărat, o putere, trei persoane, o ființă rațională, cu gândire, cu putere, care a creat tot, care a creat pe om să aibă o relație, cum și așa mai departe, atunci copilul rămâne cu lacrimi. Mai târziu va râde de ceea ce a învățat în copilărie, fiindcă patima din el îl va întuneca și va face să se îndepărteze de Dumnezeu. Nu puteți sluji la Dumnezeu și de oameni. Bunul Dumnezeu să ne ajute să trecem cu viața aceasta și să ajungem acolo sus, lângă Mântuitorul nostru, care spune slavă, cinste și cinciune, vecii vecilor. Sâmbătă vom continua cu slujba parastasului, înțelegi, a Sfântului Masu. Cei care puteți, să puteți chemați și la Sfântul Masu. Acum se va citi o listă de mărturisiri. Doamne, miliește!